Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună furse curbaci de dama cu Nutella, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 240 de grame de făină, 200 de grame de unt moale, 100 de grame de Nutella, un ou, 200 de grame de alune de pădure măcinate, 200 de grame de zahăr pudră, un gălbenuș și puțină sare. Pentru început, vom pune untul moale într-un bol mai mare. Este unt gras cu 82% grăsime. Peste el voi adăuga zahărul pudră și voi amesteca foarte bine totul. După ce am omogenizat foarte bine untul și zahărul, pot adăuga gălbenușul și sarea și le încorporez și pe ele. Peste acest amestec, voi adăuga alunele de pădure măcinate, pe care le puteți înlocui cu migdale măcinate și le încorporez cu mare grijă. Adaug apoi și făina și o voi incorpora și pe ea. După ce am incorporat și făina, voi bate oul. Voi pune câte puțin din ou în aluat, cât să obțin un amestec omogen. Nu pun tot oul odată, pentru că s-ar putea să n-am nevoie de el în întregime. Voi renunța la lingură și voi amesteca aluatul manual. Când aluatul poate fi format într-o bilă, este gata, nu am avut nevoie de tot oul, am pus cam jumătate din întreaga cantitate. Vom pune aluatul într-o pungă cu fermoar. Îl aplatizăm bine. Asta pentru a se răci mai repede. Și voi da aluatul la frigider pentru câteva ore sau cel mai bine peste noapte, important e ca aluatul să fie foarte bine răcit. Când aluatul s-a întărit foarte bine, putem modela fursecurile, așa că iau bucățele de aproximativ 5 grame pe care le modelez în biluțe. Pun biluța într-o tavă și repet. Puteți face fursecurile și mai mari de atât. Voi continua să modelez fursecurile până voi umple toată tava. După ce am umplut tava cu fursecuri, le voi da la cuptor în cuptorul preîncălzit la 140 de grade pentru aproximativ 15-17 minute sau până când fursecurile sunt ușor umeinte deasupra. Între timp, voi modela și restul aluatului. Fursecurile s-au copt și le-am lăsat să se răcească complet. Urmează acum să le umplem. Și pentru asta voi deschide Nutella. Am să iau puțină Nutella cu o lingură, iau un fursec și pun crema de ciocolată pe fursec. Iau a doua bucățică și lipesc. Și cam așa va trebui să arate un fursec baci di dama. Voi continua la fel. Pun Nutella pe un fursec. Lipesc cu cel de-al doilea. Procedez în același fel până voi termina toate fursecurile. Fursecurile baci di dama cu Nutella sunt gata. Din toată cantitatea am obținut aproximativ 90 de bucăți. Cam așa vor arăta. Sunt foarte gustoase, ușor crocante, iar combinația cu Nutella este perfectă, așa că sper din suflet să le încercați și voi și să vă placă. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!